Bună ziua tuturor! Sper că ne veți vedea, vom șerui acest filmuleț, acest live și pe grupul nostru. Deocamdată transmitem pe pagina asociației, suntem la OTP Bank în București. Avem un bazar caritabil, după cum știți, ne-am mobilizat pe grup în ultimele zile și am avut bucuria ca voluntarii noștri să contribuie și ne-am fost absolut surprinși cât de talentați sunt voluntarii noștri. Avem aici produse făcute manual de către aceștia și avem la stand voluntari de toate vârstele și cu burtii. Am și pe fiica mea care se joacă pe aici, pe undeva. Mă bucur să văd atât de multe minunății făcute de voluntarii noștri, pe cum vedeți. Avem tablouri produse din porțelan unicat, făcute de o voluntară asociației. Avem decorațiuni de Crăciun, avem bijuterii handmade unicat, la fel. Monica, ne-a răzburtica? Da, pentru cine nu știe, Monica este însărcinată prin programul asociației și este însărcinată în 32 de săptămâni cu un băiețel care urmează să vină cât de curând. Acestea sunt aranjamente făcute de Claudia, una din fondatoarele asociației. A făcut mai multe, dar a reușit să le vândă direct la birou, deci a adus aici ceva mai puține pentru că deja a vândut din ele. Avem prăjituri făcute în casă, da, pe care vom vinde, mulțumim mult. Avem produse de genul acesta, da, vedeți, asta e chiar cu barză. Sunt făcute de una din voluntarele asociației. Felicitări, produse de colorat pentru copii din Ipsos, care pot fi colorate. Sunt alte două asociații alături de noi, care au și ele produse foarte interesante. O să cumpărăm și noi de la colegii noștri. Fiica mea deja s-a înfipt în aceste produse. Vă mulțumesc tuturor celor care ați participat. Vă invit și să veniți să cumpărați și să ne susțineți și să ne întâlniți aici. După cum vedeți, mobilizarea este foarte, foarte bună, mult peste așteptări și cred că este un exemplu de bune practici, cum se zice, și în viitor o să facem asta cu alte ocazii, că sigur se vor mai fi ocazii. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, pentru implicare și reținem această oportunitate, nu atât, am spus, nu atât pentru bănuții care se strâng, că până acum am vândut de vreo, nu știu, câteva zeci de lei. Ai câștigat? Mă bucur mult că ai câștigat. Ai câștigat? Bravo, te felicit că ai câștigat. Mă bucur că ai câștigat, bravo, felicitări. Ce ai în mână? Ia arată-mi, ce ai în mânuță? Nu, în cealaltă mânuță. Ai înțeles, dar în cealaltă mânuță ce ai? O inimioară și în piept ce ai? O insignă? Cu asociația? Ești voluntar? Da? Da. Vă mulțumim tuturor și acum urmează să vină angajații băncii să mănânce de prânz. Aici este cafeteria lângă noi. Vor veni angajații instituției să mănânce de prânz și sperăm să fie atrași de obiectele noastre. Vor primi de asemenea cei interesați pliante ale asociației pentru a le povesti despre fertilitate, pentru că nu avem atât public în principiu afectat de infertilitate, dar întotdeauna vom găsi persoane care sunt interesate de fertilitate în sine. Vă mulțumim tuturor și iată, fetele au scos și pliantele asociației pentru că așteptăm publicul. Vă mulțumim celor care ați participat și pe curând!